subiectul care se află pe buzele tuturor cetățenilor, fie că sunt ei părinți, elevi sau bunici sau poate didactice, este începutul de an școlar. Acest subiect reprezintă o prioritate și pentru noi polițiștii sătmăreni, fapt pentru care, suplimentar activităților pe care polițiștii le desfășoară în această perioadă, începând de mâine, 7 septembrie, și până în 20 septembrie, la nivel național, polițiștii sunt angrenați într-o campanie a Ministerului Afacerilor și Interne, intitulată 10 pentru siguranță. În cadrul acestei campanii sunt de asemenea și structurile județene din cadrul MEAI, cum ar fi instituția prefectului, inspectoratul pentru jandarmi, inspectoratul pentru situații de urgență, Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Astfel că în următoarea perioadă, împreună cu reprezentanții instituțiilor pe care le-am menționat, vom desfășura mai multe activități, având ca scop comun siguranța elevilor. Astfel că mâine, 7 septembrie, începând cu ora 17, la Mallul Nepi din municipiul Satu Mare, va avea loc primul eveniment din cadrul campaniei, unde polițiști, pompieri și jandari vor interacționa cu copiii și părinții acestora, care vor fi prezenți acolo. La acest eveniment îi vom angrena pe copii în mici jocuri interactive, prin care să-i conștientizăm de importanța cunoașterii regulilor de circulație și nu numai. În urma cărora ei vor fi răsplătiți cu mici atenții din partea noastră. De asemenea, vom transmite sfaturi preventive părinților și persoanelor interesate de siguranța copiilor, sfaturi care privesc siguranța transportului la școală și de la școală, sfaturi care privesc preocupările elevilor care le au în momentul în care și ei își petrec timpul liber și alte asemenea subiecte. Vă invităm și vă așteptăm și pe dumneavoastră presa, ca de obicei sunteți legătura dintre noi și cetățeni și prin intermediul dumneavoastră, transmitem tuturor cetățenilor mai ușor mesajul nostru. Totodată, devenind deja o tradiție, în prima zi de școală, la deschiderea anului școlar, vor fi prezenți toți reprezentanții din cadrul structurilor, poliție, pompieri, jandarmi în funcție de școală, chiar și la instituția prefectului, pentru a le transmite copiilor succes la învățătură și totodată îi asigurăm pe părinți și cadrele didactice că le vom asigura sprijinul în rezolvarea evenimentelor care intră în competența noastră.